Bine v-am regăsit la edițiile speciale de sărbători. O să vă întrebați, sărbători? Cuie, șuruburi? Ce caut aici? O ediție specială de sărbători într-un mic atelier? Ce v-am pregătit? O mare surpriză v-am pregătit, pentru că ultima oară când a fost la noi la emisiune, ne-a promis că ne invită în atelierul pe care și l-a construit în curtea casei. Dar ne-a mai promis ceva, că o să ne și gătească. Eu acum vă dați seama, pentru că după atâția ani de zile în care am lucrat împreună, știu exact cum gătește. M-am bucurat atât de tare că ne invită acasă să ne gătească, încât m-am grăbit să nu pierd ocazia și să vă arăt și vouă cum și-a construit în curtea casei invitatul meu acest mic atelier și pentru ce, dar mai ales să vă arăt cum se pregătește de sărbători și ce bucate bune, tradiționale românești, desigur, pune pe masa de Crăciun Liviu Dragnea. Bună ziua! Bună ziua, domnule Dragnea! Asta e, și aici? E atelierul meu. Aici? În primul rând e făcut pentru a avea tot ce trebuie când lucrezi la casă. Într-o curte, într-o casă, tot timpul trebuie să bați un cui, să pui un șurub, să pui o piuliță, să legi un fir, să ai găuri. Și așa că eu nu pot să stau fără fiare. De când sunt mic, îmi place să lucrez cu fiare, cu fier, cu sudură, cu polizat, cu tăiat. De la cine ați învățat să vă ocupați, așa cum spuneți, de treburile casei? Cineva îndruma și că nu toți bărbații se pricep la astfel de lucruri. Sunt unele case în care femeile fac lucrurile acestea. Pe mine, părinții m-au pus la muncă de mic. Adică, eu de cam din clasa a 4-a, a 5-a, am muncit. Adică, nu... N-am crescut în epurbetă, ca să zic. Și ați învățat de la tata cum se îngrijește o casă, cum se întreține, cum se repară anumite lucruri? De la mama am învățat cum se întreține o casă și cum se gătește. Și asta cu fierele mi-a venit pur și simplu. De-aia ăsta e și motivul pentru care m-am dus la Facultatea de Inginerie Auto, Facultatea de Transporturi. Ați profesat? Da, am profesat. Câți ani? 4 ani. 4 ani după Revoluție, după care am intrat în business, în afaceri. Inginer auto și ce făceați mai exact? Unde lucrați? Repartiția am avut-o prima dată la IUGTC Craiova. Era o întreprindere de utilaj greu și transport pentru construcții. Lucra cu TCIB-ul, care era trusul de construcții. Era destul de bine structurată industria atunci. Aveam industrie și aveam și industrie constructoare de mașini. În sfârșit, și ca orice inginer stagiar, am luat-o de la atelier. Mi-aduc aminte că atunci când am ajuns în întreprindere la Craiova, prima zi de muncă, am fost departizat la birou auto. Stat o zi, am stat o săptămână, cam la vreo 10 zile am fost la domnul director. Nu știu dacă mai trăiește domnul director Hortopan și am zis că nu mai pot să stau în birou. Deci, de ce nu mai pot să stau? Era dur. Era noiembrie când m-am dus. Și unde vrei? În atelier. Da, în atelier e... Muncă. Muncă e fizică. Ulei e... Da, mie asta îmi place. Și m-am dus jos și cu un maestru am învățat tot ceea ce înseamnă o mașină, cum funcționează motorul. Sigur, știam din facultate, dar una e când iei în mână cheia, când desfaci. Și așa am ajuns să pot să-mi construiesc în 89 singur o mașină. De la nimic. Ce mașină v-ați construit? Maru. Și piesă cu piesă, piuliță cu piuliță. Mai aveți motor, acea mașină? Nu mai am, pentru că am lăsat-o la firma agricolă a fiului meu și nici el n-a avut-o în vedere și nu mai e, dar mi-am tot zis de câțiva ani de zile că o să găsesc o vară să mai fac o dată. Aro nu mai avem acum în România. Păi Aro nu mai e, pentru că s-a terminat. Și Aro, noroc, a fost salvată Dacia, mă rog, salvată, luată de francez, dar încă mai există. Aro s-a distrus, pentru că Aro putea să fie o fabrică dezvoltată care făcea jeepuri. Erau oameni foarte buni meseriași
la Câmpul Lung. Foarte, foarte bun și era o mașină care concura cu SUV-urile, că nu era practic un SUV, era o mașină de teren, tot teren, foarte rezistentă și foarte puternică. Mă rog, cele cu motoare de Brașov, cei care se pricep știu, aveau două tipuri de motoare, motoare care se făceau la Brașov, care erau mai puternice, și motoare care se făceau la Câmpul Lung, mai subțirele, amândouă diesel. Mă rog, și revenind, acolo am învățat în stagiatură și am prins foarte mare drag de asta și nu pot să stau în casă fără, uite, am aici bormașini electrice, două feluri, fierăstrare de două feluri, bormașină și șurubelniță ca să poți să strângi. Aici am o trusă completă de scule, aici sunt, aici am nivel, mă rog, capsatoare. Da. Cine are știți cât ce remarc? O să trec eu în partea asta ca să puteți să le arătați telespectatorilor că sunt foarte bine organizată. Păi am pus și etichete. Aveți și etichete. Păi am pus pe etichete. Pe toate. Pă rog că nu mai aparatul ligații de radio aici. Electrice. Am scris și pe aparatul de radio, aparat de radio. Tot punând etichete. Jos aici am luat un rotopercutor pentru că chiar am avut nevoie de el. Substanțe cârtițe, văd aici. Aveți da, sunt niște substanțe deci, care nu omoară cârtițe. Să înțeleg că v-ați specializat și în îngrijirea, nu numai în chestiunile agricole, pentru că mi-ați spus la ultimele emisiuni că ați fost la muncile agricole cu fiul dumneavoastră. Da, da. Înțeleg că v-ați specializat și în amenajări de... Neapărat Întreținere. Ce un petec adică de gazon acolo. Tot ce trebuie să facă cineva într-o casă. Și într-o curte. Și într-o curte. Păi nu poțeam, că altfel te mănâncă gândaci. Te mănâncă șoareci. Așa cum poți să stai. Începe să se simte la noi aici în țară că gândacii ne-au încep să... Vor să ne pună să și mâncăm gândaci. Știți ce voiam Astea le-am organizat așa pentru că cel mai rău lucru la un așa zis meseriaș este să le ține pe toate de avalma, niciodată nu o să știe ce are și stă o oră să caute și tot nu găsește. Așa le pui pe dimensiuni, pe mărimi, pe... Aici și aici am pus... Ăsta este, sunt burghie, nu? Ăsta este bancul de lucru. Așa. Pe care l-am fixat jos foarte tare. Asta, coșmelie, asta e pusă pe box paleți, de desubt am pus nisip, am pus și folie deci ca să nu... Deci și fundație cum trebuie ca să... E fundație, totuși o construcție demontabilă. Și ăsta e un banc pe care l-am fixat aici. Pe perete am pus tot ce trebuie. Asta e menghina. Și ăsta e un polizor. Polizor. Da. Nu stăm acum să ascuțim să nu sară, că nu aveți echipament de protecție, trebuie să vă pun caschetele. Am înțeles, da. Am un șubler deștept pentru cine să pricepe. Așa. Când la eram ce eu tânăr, asta să măsori dimensiunea, dar e deștept de că e digital. Da. Da. Mă rog, deci sunteți cu digitalizarea, înțeleg. Nu, dar e mult mai deștept ăsta. E mai deștept, am înțeles. Și nu puteam să rate să nu-l iau. Da, știți ce vreau să vă întreb? Nu vreau să vă dispară zâmbetul de pe față, pentru că văd că vă simțiți foarte bine aici. Aici, da. Am și căldură. Am văzut că v-ați spus că... Dar nu faceți economie? De ce? Păi nu așa ne-au spus de la Bruxelles? Păi, nu pot să mor de frig, adică dau drumul când sunt aici. Da, totuși voiam să vă întreb atunci când ați fost în penitenciar. Ați cerut să mergeți la muncă, la atelier. La garaj. La garaj. Acolo ce făceați? Păi am muncit. Până cât v-au dat voie? Da, până mi-au interesat să mai ies la muncă. Nu mi-e rușit de ce am făcut acolo. Mulți îmi ziceau că de ce mă implic. Puteam să stau degeaba, adică ca un leneș. Și ce făceați când vă duceați la atelier, la păi primul acolo? Lucru pe care l-am făcut după prima săptămână, când a venit acolo odată cineva din conducere în... Trecea pe la toate punctele de lucru, i-am zis, domnule, aș vrea să reorganizăm puțin garaj. Adică v-ați dus să-i organizați și pe acolo nu la garaj? Nu i-am organizat pe ei, nu. Dar avem mai multe experiențe și am făcut totuși un flux, nu singur, cu colegii de acolo, altfel s-au aranjat lucrurile, nu se mai... pierdeau sculele, nu mai erau amestecate. Adică zic că am pus umor acolo să reparați fie ceva reparați mașinile funcțional. Care erau ale penitenciarului? Și mașini, dar am și sudat, am și tăiat. Atunci când m-am tăiat... V-ați tăiat, da, la unde ăsta m-am tăiat? Cu un flex.
Deci am pus și acolo. Pare rău că nu m-au lăsat să merg în continuare la muncă, dar asta e. Ați rămas în relații cu cei cu care ați lucrat acolo în atelier. Știu că mi-ați povestit la un moment dat că v-au și organizat de ziua dumneavoastră. Da, aia m-am muiat așa ca să... Haideți, povestiți să știți spectatorilor cum a fost. Mă rog, ai văzut că eu cam evitat să vorbesc de ce a fost acolo, nu vreau neapărat să mă bait. Aia a fost ceva destul de interesant de la, știu, oameni, în cazurile lor, de ziua mea, au luat ei de la magazin. La atelier, acolo, la garaj. Au luat ei, s-au făcut acolo un fel de tort, așa. Din biscuiți. Din biscuiți, da, cu niște cacao, cu amoră, cum au reușit și ei acolo să fac. M-a impresionat că s-au gândit să facem asta. Așa au fost multe. Erau doi care lucrau la garaj, care la un moment dat au venit să-mi spună că eu stau pe nedrept și că ei s-au gândit că să meargă la director și să spună să împartă pedeapsa mea la ei și să pot să ies eu afară să fac pentru țară. Mă rog, au fost multe discuții, dar nu e cazul. Poate dacă se va scrie vreo carte vreodată. Păi poate o scriem împreună, ce părere aveți? De ce nu? Domnule Dragnea, când ați fost ultima oară la emisiune, mi-ați promis că mi-arătați nu numai atelierul, ci și bucătăria și o să ne și gătiți. Da. Eu știu cum gătiți dumneavoastră, da. Am mâncat de mai multe ori. Sunt mulți care știu cum gătiți, pentru că mi-aduc aminte că Victor Ponta a povestit că a mâncat sarmale făcute dumneavoastră împreună cu Crin Antonescu acasă la turnul Măgurele, nu? Nu, el a... Unde a venit? El a venit cu Sebi la Alexandria. Cu Sebi. La Alexandria. Sebi, da, la Alexandria. Și povestea că i-a servit cu sarmale făcute de dumneavoastră. Da, așa au mâncat mulți mâncare făcută de mine. Mulți din conducerea României de astăzi. Vă propun să mergem în bucătărie, haideți, să începem să gătim și să ne și povestiți. Asigur că da. Haideți. Mulțumesc. Dacă aveți ceva de reparat sau dacă știți pe cineva care are de reparat, sunt disponibil. Eu pot să vă spun când am nevoie. Bineînțeles. Haideți să mergem în bucătărie. Deci putem să luăm și lucrări. Am ajuns în bucătărie. Vreau să-mi spuneți în primul rând ce ne gătiți astăzi. Anca, eu știu multe rețete, dar sunt sărbătorile. Nu puteam să vin cu pește sau cu pui sau... Am să facem o varză călită, varză murată călită și cu niște cârnăciori, făcuți tot de mine. Păi și... nu, cum adică pus, făcut tot de dumneavoastră? Varza e pusă de dumneavoastră? Păi da, varza e pusă de mine la murat. Am două bidoane mari așa de 60 de kilograme. Cred că știți care este următoarea întrebare. Ca să treceți proba pentru telespectatori, trebuie să spuneți rețeta cum se pune varza la murat. Apă plată am pus. Că de ce? Pentru că nu am apă de izvor aici și... E dură apa? Nu pun apă de la rețea, are clor, are... Și am pus apă plată, 20-25 de grame de sare românească la sac, din asta, de aici. Sare grunjoasă? Sare grunjoasă, la sac. Și... am pus și hrean, 20-25 grame de astare la litru de apă și am pus și hrean. Hreanul se pune ca să nu se, că dacă nu pui hrean se moaie, se băloșește varza de numai bună de nimic. Asta, e special pentru sarmale făcute, asta dar este, și varză călită. Asta este secretul rețetei? Nu e niciun secret. Orice gospodină care se respectă... M-am auzit așa din copilărie că existau, că trebuie să le răscolești, păi să nu, le... Nu, stai că vin și spun acum. Odată la două zile... trebuie să pitrocești varza. Și aici sunt trei variante de pitrocit. Varianta pentru leneși. Iau un furtun și suflă în varză acolo. Varianta pentru cei mai puțin comozi. Pun un robinet jos la bidon și curge din el și pun ală. Sau varianta corectă, ca să fie varza în regulă. Tragi toată zeama de acolo, o pui înapoi, iar o tragi, faci asta de vreo 2-3 ori, poate chiar 4, pentru că este nevoie ca enzimele din zeamă să ajungă la aer. Varza murată alb, varza murată roșie pe care o vedeți acolo, care este tot la sare, eu nu mănânc nimic la oțet, tot de mine, foarte sănătoasă. Varza roșie este o minunăție. Ați și tocat-o dumneavoastră? Mare lucru să toci niște varză.
Varza roșie este mult mai benefică decât varza albă. O să vă dau să gustați niște zeamă de varză roșie. Acum trebuie să spun că vă uitați la invitații special de astăzi de la emisiune, pentru că atunci când ați fost la emisiune, ați promis că ne invitați pe toți trei, așa că eu m-am ținut de cuvânt și n-am venit cu mâna goală, am venit și cu Iosefina Pascal, prietena emisiunii noastre, și cu prietenul meu de viață, Marius Ghilezan. Bine ați venit, dragii mei, vă spun, eu nu sunt gazdă, domnul Dragnea este gazdă, dar eu v-am luat cu mine, am venit așa, la pachet, ca să zic. Nu ne-a servit cu zeamă de varză. O să vă dau niște zeamă de varză roșie, dar nu neapărat acum, dar o să citiți pe luați și microfonul ca să puteți să vă auziți. Luați-l ca să vorbiți, că acum suntem așa, luați microfonul și vorbiți cu curaj, că deși suntem în bucătărie la domnul Dragnea, e totuși o emisiune de televiziune. Ați venit peste mine cu realitatea. Da, eu am venit cu mâna goală, în sensul că am zis că o să vin cu mașina să o repare domnul Dragnea, dar m-a apucat să mă duc la un service autorizat. Două luni m-a ținut. Cred că la atelierul domnului Dragnea rezolva mai repede. Uite, nici eu n-am venit cu mâna goală, am venit cu o aronită să le servești pe fete în această zi de mare sărbătoare. Este făcută după rețetă austriacă din fructele de aronia sau scorușul negru, cum se mai zice la noi aici, pus 6 săptămâni cu zahăr și după 6 săptămâni s-a pus alcoolul de 90 de grade în proporție de 30% ca să iasă un 30 și ceva de grade. Ce are în plus de aronia, mai are fistic și o serie de ierburi românești care le găsim aici, deci de aia am dat numele de aronită, să fie un nume românesc. Bravo, ție, eu nu o să beau așa ceva, din cauza zahărului. E pentru fete. Eu nu pun nimic cu zahăr. Da, acum... Dacă vrei să faci așa ceva, facem cu miere. Dar eu am făcut, de exemplu, marmeladă de mere, marmeladă de gutui, fără zahăr. Excepțională. Și sănătoasă, și curată, și fără zahăr. La noi în Banat există de pe timpuri moda în care nu pui zahăr, nu pui salicilat sau așa ceva, se fierbe de 2 ori sau de 3 ori, după 24 de ore. Și atunci nu mai e nevoie de niciun zahăr. Sau se folosește fructoză, da, sau asta, salvie. Nu, și la asta... Și la asta poți să pui miere în loc de zahăr. Da, corect. Acum... Adică eu chiar vreau să vorbesc numai despre mâncare curată, mâncare sănătoasă, românescă. Eu am suc natural de aronie. Veți avea o misiune dificilă, pentru că Marius gătește, are fermă, se pricepe. Mai gătesc și eu din când în când. Tu gătești bine. De la el n-am mâncat, dar de tine știu că gătești bine. Da. Până când vă apucați de gătit, da, să facem varza călită, ați spus cu cârnații, făcuți tot de dumneavoastră, o să-i vedem imediat. Dar mai e ceva făcut de mine. Vă rog. De tobă. Asta vreau să... Și mațe, adică să nu ne țineți totuși nemâncați până când se termină de făcut mâncarea. Și am și pâine, dacă vreți, dar imediat. Și aici este muștar făcut de mine. Cum, adică, stați un pic, adică v-ați apucat și de făcut muștar? Da. Știam că v-ați apucat de făcut tot felul de cafele, cafea la nisip. O să vă fac mai târziu o cafea la nisip. Am făcut și cremuri și parizer, dar recunosc, n-am mai avut timp să fac până veniți voi, pentru o dată viitoare. Așa, explicați-ne de, cu muștarul. Nu, mie pur și simplu, de când suntem invadați de străini, mi-e frică să mai mănânc produse din comerț, aduse în hipermarket. Mi-e frică pur și simplu. Nu cred în etichete, nu cred în nimic. Și nu e complicat de făcut muștar. Am avut 6 feluri, 2 nu mai sunt, că au dispărut. La mine vin foarte mulți prieteni și pleacă, ba cu muștar, ba cu un borcan de varză roșie la saramură. Asta e scrie, o să vă vizităm pe, deci, dacă dați și la invitați. Scrie pe el special, pentru că asta e o rețetă făcută special pentru copiii văd mei. Văd că este o altă culoare. E pentru copiii mei și am pus și-o puțin. Le-am trimis lor și dar culoarea, de ce e diferită de celelalte? Are mai multe boabe de muștar. Nu. Are o aromă specială? Dom'le, are și aromă și culoare. Păi da, și spuneți-ne, explicați-ne are fiecare. Curry. Are curry. Hai că v-am prins. Are curry. Ce are? Curry. Nu. No. Nu? No? No. Ce? Aici vorbim românește, zi de exact. Românească. Ce dacă că... vreți să păi dacă, de exemplu, boiaua din comerț nu mai este boia. Așa este. Nu mai există... Eu care gătesc și eu am problemă cu... de pe OLX, exact. Boia, pentru că n-am avut suficienți ardei. Nu stau acum să spun rețetele.
Dar tot principiu, ce este, cum tot îl faceți? Ce este, tot ce este în aceste borcane este 100% bio. Absolut tot. Culoarea asta mai intensă este de la mai mult turmeric. Ah, turmeric, corect. Turmeric, da. Curcuma, și ăsta bio. Da. În rest, boabe de muștar, oțet bio, vin bio și... Aveți și cu hrean? Niște cu condimente, da. Oh, eu vă rog să gustați. Nu este, deci asta foarte este... slab, adică este totuși picant? Un muștar... Dom'le, e dulce și dulce și intens, dar e ce avem de farfurie aici? Deci aici este toba și noi le spunem Tellerman mațe. La voi, că voi faceți caltaboș. Caltaboș, da, da. Nu critic pe nimeni. Noi nu făceam așa, adică voi faceți caltaboș și fiecare zona orez, îi faceți... Nu, sunt mai multe orez, nu tot așa nu. Se face, dar la noi se pune un pic la fum cald, nu la fum rece ca și cârnații. Nu, deci... Marius, noi ăștia nu îi afumăm, nici toba, nici mațele. Cărnații se pot afuma. E okay. Un ghid în sec deja. Deci, șoriciul e foarte fragil, uite, mănânc-o ca să nu... Știți ce lipsește, domnul Dragnea? Iau și eu o bucățică. Roșiile legendare ale domnului Dragnea lipsesc aici la brânză, niște roșii românești. Nu am. Păi, de unde? O, curier, o revistă din Austria ne-a învățat săptămâna trecută să nu mai pretindem roșii pentru ca să nu mai încălzim prea tare planeta, da, că serele produc prea mult dioxid de carbon și că ar trebui să renunțăm la acest obicei. Doar ei să mănânce, noi să mâncăm. O să invităm și colegii din echipă să mănânce, că nu putem să mâncăm doar noi, că așa e frumos să mănânce toată lumea. Deci ăsta este, a spus maț. Ăsta este tobă. Pe post de caltaboș, adică la mine, de exemplu, la bunica mea, lângă sigur, București. Sigur, zice caltaboș. Nu, caltaboșul se face cald și se pun covriși de buzău. Bravo. În zeamă, când se fierb cu orez acolo, e o altă rețetă. Da, dar mai sunt și... Covrigi. Există și caltaboș rece. Da, mă, covriși se pun și în tuciu ăla mare. Așa. Puteți să-l filmați în care hai să mâncăm, că ne... Dar nu și mâncați, stai și vorbim după atât de vorbiți și noi mâncăm. Hai să gustăm, hai să vedem. Deci asta este niște pâine? Toba. Fără pâine, că suntem la dietă. Ați făcut încă pâine? Încă nu. Aha, deci aici v-am prins. Pâine n-ați făcut. Dar nu stai că mai am. Muștarul. O linguriță să-mi dați. La anul ne arată direct moara. La anul ne arată direct moara dacă l-ai ambiționat așa. Lasă că le lăsăm așa să nu... Hai să vedem. Ia să vedem. Vedem dacă e iute. Foarte bun. Pe cuvânt. Da, e și special. Da, muștarul este absolut special. Mi-a trimis Ștefan mesaj astăzi, da, dimineață, că am mai dat din muștarul ăsta și la alții și au nebunit. Toată lumea vrea rețetă. Nici chiar așa. E mai tare decât în comerț. În de comerț foarte bun. Nu are probabil nu nici 10%. Deci, am și două, muștar. Nu, am și două rețete în care nu e atât de intens. Vă propun ceva. Noi mâncăm și dumneavoastră vă apucați de gătit. L-am nimerit fix pe ăla cu hrean. Foarte picant, foarte aromat, foarte, foarte bun. Și e prima dată când... Acum? Exact. Când am mâncat toba, având în vedere că când eu nu mănânc copil, toba. Furam de la mama când pregătea varza. Un pic de varză de acolo, să o gust, să văd dacă este bună. Îmi dați voie să gust din varză, să văd dacă e bună? Anca, ce copil nu fura din varză? Cotorul. Mulțumesc. Păi stai că și eu vreau să gust ca să văd. Eu am ținut-o la desărat azi noapte. Nu e sărat, este perfectă. Se simte gustul de cimbru. E normal. Eu pun cimbru la orice. Deci ați pus cimbru și în varză, înțeleg. Nu mult, dar trebuie. Deci văd că nu tăiați, nu tocați foarte, foarte mărunt. Eu acum, dacă gătesc, normal că vă caut nod în papură la Anca. Orice. Anca, ea e destul de muiată. Fragedă și, da. Fragedă, dar cu o toci foarte mică, cât se, stă la da, fiert da. În crapiță și după aia la cuptor, să faci o pastă. Ai văzut și tu, ai mâncat exact. În alte părți. E practic o pastă, așa. Da, mai da, da. Ai altceva. Dă-i în varza acum, pe care o să... Apoi călim, ceapa, după care o să pun bucățile astea de porc ca să-și lase o untură.
că o facem totuși cu ulei. Deci nu faceți cu ulei. Nu, de exemplu, am făcut data viitoare când veniți, dacă mai veniți, dacă vă place, vă fac o rață pe varză la cuptor. Rața întreagă. De la Marius din curte. Întreagă. Da, promit ai? Că o să aduc. Ai? Am rața. Da, sigur că da, 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 da. Să fie grasă, că altfel nu... Are și gâte și rațe. Dacă mi-aduce un acât porumbelul, n-am nu, nu. 3 kg. E foarte bun. Deci este specialist, serios. Adică ar trebui să faceți schimb de experiență și să ne invitați la masă pe mine da. Și pe Iosefina după aceea. Varza este românească. Românească. Pentru că... Este românească, da. Luată de la niște oameni. Mă gândesc că la niște oameni de unde? Adică de la... De la țară. Ce rude, adică v-ați asigurat că este 100% românească, pentru că la magazin te cam păcălești uneori. Scrie românească, dar... Din supermarketuri nici nu se poate nu pune se poate la mural. Tăia. Hai gustați, ia. Păi asta e varză de magazin. Auziți, este specialist. Păi varză românească... Eu am gustat, nu e, nu e. E foarte fragedă, e clar că nu e. În timp ce voi vorbiți despre varză, eu iau și eu niște mațe să gust aici, să vedem cum sunt mațele. N-am mâncat niciodată așa ceva. Te ajut cu o furculiță? A, nu, că mă descurc. Să știi că mă descurc și la gătit și la mâncat. Mie mi-a dat lacrimile, domnul Dragnea. De la? Cu muștarul cu muștar? E genial. Trebuie să-i faceți cadou dacă sunteți bărbat oricărei femei. Dacă așa. Vreți să o emoționați mersi. Până la lacrimi. Muștarul? Acum să vă spun ceva. Muștarul care este mai puțin intens. Gust foarte pregnant. Un comerț sau ăla dulce, care e o crimă, care nu e sănătos deloc. Ăla nu are niciun beneficiu pentru sănătate. Nu știu dacă știți câte beneficii are muștarul pentru sănătate. Enorm de multe. Dar în momentul în care ăla știți cum să face ca să ia din tărie, se opăresc boabele de muștar. Dar pierde majoritatea enzimelor și are doar de gust. Dar ție ca și beneficiu pentru sănătate nu ți-aduce. Da, varza mea e mai acră. Dar sunt rinichii tăi. La urmă și ficatul tău. Îți place varza Marius, mai acră ție? Nu, de la Marius, noi eu pun varză mai mult pentru Corher Leveș, care este în Ardeal. Cum, dar stai foarte important, Marius. Cum o faci mai acră sau mai puțin acră? Din ce ingrediente crezi? Sare. Sare. Din sare, nu? De sare. Am adus de la, deci tu pui mai multă sare. Salină, și mi s-a spus să pun 800 de mililitri la 10 litri de apă. Deci 80 de grame. 80 la... 80 de grame? Da, da la 25, da. 30 de grame? Da, așa mi-au dat rețeta cei de la Salina. Mi-au dat apă din izvor. Am înțeles. Folosește apa aia care este super concentrată și mi-am adus special pentru varză, dar în plus față de ce puneți voi, noi punem și boabe de muștar, punem și un pic de țelină și mai multă sare și atunci depinde și în ce perioadă pui varza. Dacă pui înainte de Sfântul Dumitru, ai timp ca până de Crăciun să se facă mai acră, dar eu, sincer să fiu, nu prea mănânc varză, dar am luat-o pentru zeama de varză mai, care nu zic, se că face acră ar fi dacă ai pune oțet, mai sărată. Mai sărată. Deci la ce concentrații de sare pui tu, e pericol. Trebuie să ne invit acasă la el să gustăm și să varza lui. Pe mine m-a invitat, dar n-am reușit să ajung, recunosc. Și asta e puțin da, mai sărată. Atelierul meu e în dezordine. Și asta e puțin mai sărată, da, așa se face. O pui de cu seara la... La desărat. La desărat. Dacă o lași așa întreagă, dacă te grăbești și uiți seara, a doua zi dimineață o ții 2 ore tăiată în apă și se deserează. Aș vrea să știu compoziția cârnaților. Ce fel de cârnați sunt și cu ce ați condimentat? Păi, am tăiat un porc acum 2 zile și am pus cu ce să punem cârnați, cu piept, cu pulpă, cu ceafă, cu mușchiuleț, doar că i-am tăiat la bardă. Am o bardă mai măricică așa și i-am tăiat la bardă. I-am tăiat să fie nu la mașină de tăucat, nu la alte prostii. Și i-am condimentat cu ce știu eu. Prelucrați.